Am revenit în direct la Decisiv cu o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, o decizie definitivă în cazul Raisa. Este fetița care a fost omorâtă de un polițist pe trecerea de pietoni în capitală. Vă aduceți aminte scandalul uriaș de atunci după această tragedie. Dosarul Raisa a ajuns la final, 3 ani de închisoare cu executare pentru polițistul care a omorât-o pe Raisa. Daune morale de 700.000 de euro. Este o decizie definitivă și astăzi este prima zi de detenție pentru polițist. Urmează că acest mandat de închisoare cu executare să fie pus în aplicare și, foarte important, această decizie definitivă vine după ce în primă instanță Dragoș Boța, acest polițist, pentru acest caz, a dat închisoare cu suspendare. Da, e important. Până la urmă trebuie să mai spunem un lucru la infracțiunea de omor din culpă. Limitele sunt altele și în cazul polițistului, din câte știu, nu exista alcool, droguri în momentul accidentului. Într-adevăr, un caz super mediatizat, un caz extrem de grav, o tragedie, dar uite-te că până la urmă este cu executare. Și apropo de suma care înseamnă despăgubirile morale, dacă acestea nu vor fi plătite, nu vor exista condițiile obligatorii pentru ca polițistul să scape mai repede.